Salutare, mi fan și bine v-am regăsit la un nou episod de FIFA 19. De această dată, premiile de la Squad Battles plus noile schimbări la echipă. Are destul de șmechere, dar probabil nu știu ce așteptați. Bun. Am luat gol 2, cred că aici, nu mai știu sigur, eram în gol 2, dacă am rămas, e bine, dacă nu, e bine din nou. Cam asta e echipa în prezent. Și probabil vă întrebați voi, dar ăsta nu-i Neymar, frate? Păi da, nu-i Neymar. Neymar e super scump în momentul de față și am zis, bă, mai bine aștept și îl cumpăr pe Gigel ăsta. L-avem aici pe fratele Mbappe cu Lala. Pe Mbappe l-am prins la un preț, cred eu, decent. Nu știu sigur cât o să scadă sau cât o să urce prețul. Dar l-am prins la fix 500.000, adică exact 500.000. Are 4 meciuri la club, 4 goluri, 2 pase de gol. Decent. Bine, chiar. Bun. Felipe Anderson l-am prins la 227.000. Probabil că dacă îi să-l vând, îl vând tot pe la același preț. Deci nu pierd cine știe ce. Are 4 meciuri, 3 goluri, 2 pase. Oricum o să vină Neymar, dar aștept să scadă un pic prețul. Și, na, trebuie să scadă prețul după ce revine cardul gold în pachete. Că momentan nu-i cardul gold în pachete, că e cardul ăla Champions League, nu știu ce. Ana, ce să faci, ce să faci. Plus un SBC. Aici și așa. Cu Champions League. N-am prins niciodată ceva bun la chestiile astea și am zis, bai, să mai fac unul. Și adică încă n-am prins niciodată ceva bun. La un moment dat tot îmi dă. Bun. Submit. Merge și minutile, totul este ok. Nu uitați, dacă vă place seria, să plăsați și pe butonul de like, să dați un subscribe-ul și să dați un follow pe StreamCraft, pentru că fac live-uri aproape zilnice acolo. Și probabil că astăzi o să testăm și echipa. Așa, full. Momentan am jucat numai la Squad Battles. Bun. Avem și un pachet Champions League. Champions League. Nu știu dacă merita să fac mai multe din alea. Poate merita, poate nu merita. Tot pe performance, asta nu l-am văzut. Cred că a apărut acum recent. Sau poate nu l-am măsurat, dar în fine. Trecând peste aceste detalii nesemnificative, Squad Battles, am rămas în gol 2, destul de bine. Nu îmi dă cine știe ce mega premii, dar uite, îmi dă un Akatsuki din ăsta, din Naruto, care e bun, perfect. Trebuie să mai fac încă vreo, nu mai știu câte carduri și pot să îmi iau după aia un pachet de 100.000, parcă, sau ceva în genul. Deci totul este ok. Featured Squad, ce o să... Ok, îmi place. Nu m-ar deranja să-mi pice și mie un din ăsta. Cred că-mi pică. Voi credeți că-mi pică fața? Bun. Silvăreanu, probabil cel mai bun pachet aici. Era o chestie să-mi dea legendă tocmai aici. Arias. 300 de biștarles. Not bad. Bun, premium gold player spec, prime XP player spec. Ucele ăsta las pe final, nu știu de ce, dar las pe final. Hai că luăm Prime X Players. Îți dă și Silveran și n-are ce să-ți dea bun în ăsta. Borz măcar ceva? Meh, nimic. Lolonez. Milici, ceva. De la Napoli. Dar parcă este ceva SBC cu Napoli, s-ar putea să fie ceva. Fratili Milici. Meh, nu-i cine știe ce. Undeva la 1000. Vazer pe ceva. Ok, asta are un pic de preț. Și asta pentru că ISBC-ul ăla cu... Sau era cu Champions League. Champions. Santos. Tristuț, a început bine, dar... Meh. Bronzatul ăsta nu. Ăsta nu. Și ăsta nu. Dar, oricum, bronzații sforță. Din nou vă recomand dacă vreți... Să faceți profit super, super lejer. Asta e cea mai bună metodă, dar mă trebuie să aveți răbdare, că altfel... Meh. Ok, pachet e 50.000, nu ne mai băgăm nenea. Prime Gold Player Spec, mă întreb, oare în astea există șansa să prindă din astea, din UEFA Champions League, dacă nu s-a făcut imaginea asta? Prime Gold Player Spec, nothing but players, am înțeles. Hai să luăm ăsta atunci. De la precomandă, n-am prins nimic până acum bun de la pachetele astea cu precomanda. O să știu pe data viitoare și nu mai fac recomandă. Nu mi-am luat și cea mai scumpă variantă de FIFA. Nu puteam să fac banii în altceva. Gen direct în pachete, mă refer. Și poate era mai bine că eram la început și bagam, să zicem, 50 de euro în pachete și atunci erau mult mai scump jucătorii. Ieftinache. Corona, ieftinache. Elis, ieftinache. Dacă îmi dai niște squad fitness-uri, o meritat. Mersi. Dar bun, e și astea. Fitness-urile normale.
United States, ia auză. Arată fain, sincer, kit-ul. Păcat că e așa ieftin. Bun. Încă 3 pachete, de aici trebuie să pice ceva. Adică totuși, măcar un board, nu? Bă, de atâta timp n-am mai prins ceva calma la pachete, nu vine să... CB. Upa, Mecano. 36 pe șut. Nu că ar fi asta gen o problemă, că totuși e fundaș. Fellaini. În fine. Nu știu că ați fost pe live-ul cu Weekend League, dar sincer, în jocul ăsta nu prea cred că, virgulă, contează statisticile astea. Uite, cum ai zice, bă, are 45 pace Fellaini, dar te ajunge și, gen, tu ești cu Neymar și el te ajunge. Și are o chestie foarte ciudată, am luat gol din foarfecă de la Coulibaly, oare? Cred că de la Coulibaly, cu 27 shoot sau ceva în genul. Deci, nu știu ce să zic despre mecanica din acest joc. Nu pare să fie tare relevante statisticile alea. Bun. Premium Gold Player Spec. Arată fain asta cu Champions League. Păcat că n-am prins niciodată un card Champions League. Sau măcar să fie un card decent și... Ce fain ar fi să facă gol basket, nu să face gol basket, să face... Ok. Perfect, mulțumit, frate. Super mulțumit. Asta e minim 10.000. Easy. Easy money, boy. Și de 81. S-ar putea să-l păstrez în ideea în care o să bage poate iar SBC-uri cu informi. Ceea ce m-ar ajuta extrem de mult. 11, dar ei prețul de discard n-are, o să-l vând acum. Că nu am nevoie neapărat de bani. Podolski, mamă ce bun era asta când a jucat la Bayern. Cred că la Bayern a jucat. Munich. Munich. Ok, Dalbert nu cred că e ceva. Și cam atât. Dar e un inform și adică sunt perfect mulțumit. Nici nu mă așteptam la cine știe ce de la un pack opening de genul. Dar de aici, uite, aș vrea, bă, măcar o dată să-mi dea și mie ceva bun de la Champions League. Și am văzut, postează băieții, ba primesc Rodriguez, ba primesc nu știu ce, Saneuri, eu primesc nimic. Hai măcar acum, frate. Îmi dai și mie. Nu îmi dai și mie. A, pe bine și asta. Măcar e borz, nu știu, cred că e șansă de 100% să pice portul bănesc. CDM. Alfa Semedo, Alfa Romeo, Alfa... Oh, Klein. De ce a apărut? A, asta că ăsta e rar și de-aia apare primul. Am înțeles. Klein, cam 3000. Mă întreb cât am dat ca să fac SBC-ul ăla. Iar țapă. Cât de bine încep? Vezi 8000. Vezi 9700. Vezi 10.000. Ești ceva gen, bă, am dat lovitura. Și după aia vezi 1300. Și probabil că dacă mă duc mai încolo, văd 1000. 1400. Dar e un card de 1000. Nici n-ar rost să-l vând, sincer. Adică mai bine îl păstrez și poate îl bag la ceva sebece. Da, cam tristuț, nenică. Cam foarte tristuț. Și acum dai pe astea. Dai 400 pe un pachet. Skip. Pe ăsta îl dau pe 200. Easy money. O să vezi că... Nu știu cum îl cheamă pe ăla. Goalkeeper-ul ăla. O să mai scump. V-am zis? Ăsta îl dau... Oh, shit. Ăsta îl dau pe 300. 50. Și ăsta ar trebui să fie cât e cât scump. Țapă. De fapt, să că-l pun. Bun, m-am scăpat și ăsta, Young Fan. Plus că am fitness-uri, astea mi se par cele mai utile din Bronze Packs. Hai, încă unul mai nenică. Trebuie să prind unul din ăla extrem. Ieri am vândut, cred că, de vreo 30.000 de coins. Culmea, numai jucători din ăștia părliți, gen bronz și silver. 300, am înțeles. Baumgartner ăsta, probabil că e 200. Yep. E bine că nu l-am pus de vânzare. Astăzi o să-mi umplu din nou acolo cu bronzați. O să fac 100 de jucători să fie. Dar în fine, nu o să fac asta pe video. Dar oricum, ca ideea asta e cea mai simplă metodă să faceți profit în cazul în care nu vă interesează și partea nasoală e că trebuie să intrați în fiecare zi pe joc. Atât, în rest, nimic. Bun, cam așa arată lista de transferuri. L-am cumpărat și pe ăsta, pe Felipe Anderson, am dat, nu știu, 155.000 parcă pe el.
Da, și se vinde gen la 180.000, am zis că o să vându la 170.000. Nu o să fac 5 profit, dar o să fie un pic de profit acolo. Bun, cam asta a fost episodul. Nu uitați, foarte important, în cazul în care preferiți să live-uri aproape din ce FIFA, să dați un follow pe StreamCraft și, nu știu, poate dați un follow și pe Instagram dacă vreți. L-aveți prin deschidere, mai apare pe aici, undeva pe jos și cam asta ar fi. Mersi, faină de vizionare, să aveți o super faină, forță maximă și salutare! Hau!